Sincer, mă simt onorat că m-ați invitat și sunt în mijlocul dumneavoastră. Văd atâția oameni pregătiți, frumoși, tineri și, sincer, vreau să mă molipsesc de această tinerețe. Am terminat liceul la Eminescu, evident. Și pun cu mândrie, am avut niște oameni minunați profesori, cum de altfel sunt și cei care vă coordonează în aceste momente. Sunt oameni care își dedică foarte mult din viața lor și pe care de multe ori noi nu-i prea înțelegem. Domnul Simirad a fost un om și jumătate pentru că a imprimat disciplină, ordine și multă rigurozitate. Am doi copii care, mă rog, au terminat când și-au propus să înceapă și să termină o școală, am avut ca fiecare părinte discuții în care ce fac? La ce școală ai să-mi recomanzi? Și a plecat de acasă cu gândul că se va înscrie la ISE și s-a înscris la drept. Acum este doctor în științe juridice și zic eu un bun avocat. Iar fata este notar stagian. Deci au pus osul la treabă, au învățat și au conștientizat că timpul este marele nostru dușman. Practic, diferența dintre generația mea și generația voastră este că atunci eram 10, 12, 13 pe un loc la facultate și trebuia să gândim foarte bine unde mergem, pentru că altfel pierdeam timpul total, cum de altfel s-a și întâmplat cu foarte mulți oameni foarte buni care s-au pierdut pe parcurs. Nu aveau alte posibilități și nici alte, cumva, direcții. Și dintre voi, unde aveți această oportunitate de a urma ceea ce vă place. Ca atare, l-aș cita pe Steve Jobs. Timpul vostru este limitat. Nu aveți timp să bateți câmpii, nu aveți timp să încercați lucruri care nu fac să fiți eficienți și eficace. Primul meu job a fost cel de profesor. Dacă nu aș fi lucrat în bancă, aș fi fost profesor. Cu siguranță. Îmi place munca cu oamenii, îmi place să relaționez cu oamenii și actualmente, pentru că vorbim de bani, sunt și coordonatorul echipei de voluntari ai Unicredit Banc România. Desfășurăm ore de educație financiară cu foarte multă plăcere și cu foarte multă muncă cu mulți dintre tineri din țară și cu siguranță acest proiect va veni și la Botoșani. Dar să intrăm un pic în sfera banilor, pentru că banii de foarte multe ori sunt cei care guvernează. Auzim, de fapt, sunt două mari probleme care au scindat lumea și o și scindează. Banii și dragostea, da? Despre dragoste s-au scris povești, cărți, filme. Sunteți voi martori. Despre bani, pentru unii înseamnă ce? Niște însemne. Pentru unii i-a făcut guvernul. Pentru unii înseamnă o tiparniță. Mergând și discutând cu foarte mulți copii, îmi dau seama că de multe ori instituția bancară este cumva privită într-un mod cu totul apart. Este așezată pe un soclu anume. Nu. Instituția bancară este o societate comercială la fel ca toate celelalte comerciale. La fel ca toate celelalte societăți comerciale. Pentru că are ca obiect de activitate vânzarea de bani, de produse și servicii bancare. Când spun vânzarea de produse și servicii bancare, aici intră și consilierea. Pentru că voi veți fi antreprenori, veți avea meserii diverse. Sunt ferm convins că veți face ceea ce vă place și aș vrea, prin intermediul acestui moment, să vă dau imboldul de a nu vă uita în stânga sau dreapta, ci de a privi în interiorul vostru și de a găsi calea de a face ceea ce vă place. Pentru că atunci când faceți ceva cu mintea și cu sufletul, acel lucru este de două ori mai bun. Nu vă lăsați impresionați de nivelul
unei anumite sume de bani pe care o are prietenul, vecina, vecinul. Banii vin și pleacă. Nu fiți cumva sluga banilor, ci voi creați banii. Voi sunteți aia care îi aduceți și îi puteți duce într-un anumit nivel încât să vă satisfacă dorințele voastre și ale familiilor voastre. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim robi banilor. Trebuie să socializați. Să găsim căi în așa fel încât să fim umani. De foarte multe ori în fuga asta după bani, cât am acumulat, ce am mai mult, ce am produs, care este plus profitul. Uităm să fim oameni. Uităm să fim umani. Uităm să conștientizăm că timpul trece pe lângă noi și că morișca acestui timp, vedeți, luni, vineri, da? Suntem în luna mai acum, acum și este gata anul. Și dacă închideți ochii, nu știm, în afara unor două, trei mari evenimente, când a trecut timpul. Da? Și fugim după un ceva. O himeră de cele mai multe ori. Încercați și căutați de așa manieră încât să fiți eficienți și încă o dată eficaci. De ce spun eu acest lucru? Pentru că a fi eficient înseamnă să faci un lucru bine. A fi eficace înseamnă să-l faci bine, dar să-l și gândești cum să-l faci. Ori voi sunt generația care trebuie să faceți lucru bine, dar să și gândiți cum faceți acest lucru. Nu mai sunteți cei care primiți pe tavă ca și directivă. Fă acest lucru. Îl fac, dar trebuie să-l și gândesc de ce îl fac și cum să-l fac cel mai bine. Să intrăm un pic pe tărâmul banilor. Cu siguranță, încă o dată repet, indiferent ce veți fi, ce meserii vă veți alege, veți fi antreprenori cu siguranță, cu siguranță oameni de afaceri de succes. Mulți veți fi profesori, medici, mecanici, habar nu am, dar cu toții, dar absolut cu toții, va trebui să vă deschideți un cont la bancă, să știți și să aveți noțiuni generale despre funcționarea unui cont bancar. Să știți clar ce este un buget, dacă să-i economisez sau nu, cum să-l fundamentez, cum să-l monitorizez, câți bani am, cum să-i cheltui, cum să fac economie. Pentru că dacă, sau de situația în care suntem de multe ori sau am fost, este și vina unor oameni care sunt în niște locuri care nu cunosc esențialul despre economie. Nu cunosc ce înseamnă un buget. Nu știu cum să-l fundamenteze, nu știu cum să-l monitorizeze. Și nu știu cum să-l ducă la bun sfârșit. Ori voi sunteți generația care nu mai acceptați acest lucru. Și nu numai că nu mai acceptați. Nu mai acceptați imperativ acest lucru. Pentru că dacă vrem altceva de la ziua de mâine, schimbarea va trebui să înceapă cu noi. Dacă vreți să înceapă cu noi, trebuie să fim disciplinați, trebuie să fim ordonați, trebuie să citim, să ne cultivăm, să găsim timp pentru semenii de lângă noi. Am întâlnit oameni care vin în bancă și, mă rog, spun, am venit ca să închid banca. Și de multe ori, mă rog, trebuie să adopt și un ton principial și hazliu și zic, cum să o închideți? Uitați, vă dau cheia să o închideți. Păi nu, că am venit să o închid. Adică cum să o închid? Să depun bani în credit. Deci, oamenii care nu știu, nu au cu minimul general despre ce înseamnă un cont, un credit, cum să cheltui banii, de ce să-i cheltui, de ce să-i pun în cont, cum să fac economii, de ce trebuie să fac economii, da? Și ori misiunea noastră, a noastră și a voastră, este tocmai acest lucru. Să conștientizăm că banii sunt rezultatul muncii noastre și nu invers. Da?